Bine ați revenit și bine ați venit la Muzeul de Artă din Roman. Iată, în această săptămână, mai puțin de o săptămână de astfel, pentru a treia oară, pentru cei care trec cât mai des pragul muzeului nostru. Duminică, știm cu toții, ne-am întâlnit la un vernisaj deosebit, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeilor și a Nopții Muzeilor, vernisajul artistului plastic romașcan Mihai Olteanu, ale căror lucrări le puteți admira și astăzi. Acum trei zile, de fapt două, am avut o dublă lansare de carte a doamnei educatoare Elena Fogel, iarăși o îndrăgită romașcancă de a noastră, spuneam chiar dublă lansare, cu poeme iubite și plumbeie de viață. Și iată că astăzi, tot într-o după-amiază frumoasă, însorită, o altă întâlnire cu un alt crâmpei de viață. Și este vorba despre domnul profesor îndrăgit de altfel aici în Roma și în numai, TIT TIHON. Profesor de matematică timp de 44 de ani aici în Roma, autor a peste 44 de volume de cărți, cele mai proaspete le avem aici pe masă, nici nu mai știu cu care să încep. Cea mai recentă, care a ajuns chiar acum o oră, proaspătă, ultima civilizație. Mai avem aici Astronomii, 2018, se vede. Mileniul, Epopeea, Universul, Poemul, Profeții, iarăși proaspătă. Și Versuri pământene, o continuare, pentru că l-am mai avut. Din nou, Versuri pământene, Oare ce eseuri, domnul TIT TIHON. Și care mi s-a părut și mie foarte, să zic, actuală, Șocuri școlare. Însemnat domnul profesor TIT TIHON. Cunoscut romașcanilor în primul rând pentru pasiunea sa, pentru astrologie și astronomie și mai ales pentru rezultatele obținute cu copiii de la Roman Vodă, în special, la Olimpiadele Naționale de Astronomie și Astrofizică. Și chiar anul acesta, în luna februarie, Ministerul Educației a ținut să-l onoreze cu încă o diplomă de excelență pentru întreaga sa activitate și pentru rezultatele obținute de-a lungul activității sale, de-a lungul vieții sale didactice și nu numai, cu copiii la aceste olimpiade. Aș dori să vă prezint invitații domnului profesor TIT TIHON de astăzi. Avem trei invitați speciali pe care am onoarea să vi prezint. Doamna profesor dr. Crina Degusară Bocșan, editor și istoric literar, conferențiar și profesor la Universitatea Biblică din București, colaborator la numeroase reviste, dar ceea ce mi-a plăcut la domnia sa, o îndrăgostită de viață și opera Iuliei Hașdău. De altfel, doamna este și cea care a înființat asociația culturală care îi poartă numele Iulia Hașdău și este președinta acestei asociații. Iar aplauze pentru doamna. Iar întreaga sa creație spune totul despre dragostea pentru marea Iulia Hașdău. Ne bucurăm că vă avem aici și o mare onoare pentru noi să vă cunoaștem. Bine ați venit la noi! Un alt invitat de seamă a domnului profesor TIT TIHON, domnul Ștefan Tiron, cercetător la Institutul de Chimie al Academiei de Științe din Republica Moldova. Bine ați venit la noi! Pentru prima dată la Roman? Da. Sperăm că vă place și Romanul și muzeul nostru. Mă bucur! Și al treilea invitat al domniei sale, domnul inginer Nicolae Năcioiu, este prin sală? Trebuia să ajungă. Știu că a sunat recent. Mai așteptăm domnul Nicolae Năcioiu, un mai vechi prieten al Romanului, cercetător științific la Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare. Iată invitații domnului profesor TIT TIHON ai noștri. Mă bucur că sunteți aici și pentru că întotdeauna domnul profesor TIT TIHON ne-a surprins cu un scenariu deosebit la lansările domniei sale. Cred că am să predau ștafeta, exact nu prea știu cui, dar am să predau. Domnul TIT TIHON știe. Vă mulțumesc. 5, 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
cazuri. Ne spui că doar figura se face în existența material tridimensional euclideană. Acesta e doar plasarul sperant de iubirii. Omul Lansare, crezând că el este stăpânul Universului, își construi rachete, planetele să le jucerească după știința științelor și a teoriilor noi relativiste, module lansează spre Lună și planeta soră Marte. O mulțime de oameni prezenți la Cape Canaveral cu bucurie umană rugăciuni înalță pentru noua Lansare peste bolta celestă, acolo unde numai zeii locuiesc, de milenii sfătuind pământenii pentru viitorul lor. 3, 2, 1, start! Racheta se desprinde de gravitație, gerbe de fum și foc aruncă pe pământ motoarele, spre înaltul cerului se îndreaptă cu viteză astrală 3 astronauți în combinezoane spațiale nou create. Nu departe de orizont, o minusculă albă plăcuță se desprinde de aliajul de titan al marii rachete, provocând dezastrul morții. Ce nu fusese prevăzut? Totul se dezintegrează, totul explodează în flăcări. Pământenii mărmuriți și năuciți privesc cerul acoperit de nori negri ce coborau în tornade albe. Lacrimi șuvoaie curg din miile zecilor de speranțe. Nefasta neglijență spulberând porunca cea divină. El e descris. Există. El este Tatăl care cerurile le-a făcut. Există. Pământul gol era și pustiu era. Există. Și pământul viu de numai El creat. Există Duhul Speranței pe apelor lumină. Există lumina și de întuneric îi despărțită. Există pe întinderea cerului luminătorii. Există omul după chipul Tatălui zidit. Există doar darul ascultării prea iubit. Există. Nimic nu a fost la început de la începuturi. Când cuvântul era veșnic peste toate stăpân, haosul era în pustiul ce se ascundea în cuvânt. Doar punctul devenea neant o vie energie. Marea de întuneric se destramă printre miraje, născând o singularitate ca un moment unic, ca ipoteză non-conformă peste neștiute energii, fără nicio dimensiune și fără nicio formă. O mare implozie! Nemai văzută început creația, metamorfozând bosonul ca acel punct astral, prevestind în haos existențe noi de neînchipuit pentru primii pământeni ai unei viitoare lumi. Și spiritul cel veșnic se evite dincolo de zor, unindu-se cu veșnicia în materia sa cea astrală. Cu secundele ce în goana lor create de milenii, zămisleau în haos pământul nepământesc. Punctul transformat într-o sfioasă sferă, mult prea minusculă pentru a lui fragedă pruncie subnucleară, învăluia prin cuvânt și spiritul cel divin. Cuvântul din gândirea omului, energie este, prin materia de peste tot, oriunde e cuvântul, creată de teorii și formule savante, inventate, adevărul căutându-l, care niciunde nu e. Fugenune! Fugenune!
neam de arte peste haosul divin, dar odată ce se vede la orizontul din neam, e punctul minuscul singur coborât din har și dar, prin cuvânt cu mama lumii și al tatălui universului etern, din dam dam, orologiu bate ora jumătate, pierdut de terra cu secunda mileniu uitat, unde e timpul? Oare e realitate? Oare nu e realitate? Secunda angoana ei rătăcită în veacuri, se culună cu timpul, îi vede dincolo de zori, într-un gol nepământesc inventat de terieri. Doar materia pământeană, venerată de spiritul speranței, se întrumpa în cuvântul cel puternic și a tot stăpân, inventând din plin o teorie extraterestră, un telefon de străinătate. Așteptăm un telefon la 30 de minute din Vietnam. Ceea ce auziți acum, mai tare dacă se poate, am lucrat 20 de ani împreună cu Maria Pică, care are un asteroid, Dacian, asteroid, la aceste radiofrecvențe care sunt peste tot. Ceea ce ascultați acum, ascultați radiofrecvențe balenilor, o să ascultați radiofrecvențe găurilor negre, a noastră palimba pământenilor și a lui Venus. Are legătură cu ceea ce am scris în această carte, Ultima civilizație, care este o carte foarte grea și am referințe de la academician Matea Stravinsky, care a spus așa, mă cunosc din 2001 cu dumneavoastră, este o mare personalitate în astronomie, ai un mare talent scriitoricesc, dar eu ca om de știință nu pot amesteca știința cu religia și cu egiptologia. Am înțeles mesajul. Domnul profesor Solomon Marcus, acum 5 ani de zile, Dumnezeu să-l odihnească, când am discutat vreo 5 ore legat de această ipoteză despre acest univers, care nu există decât în o altă formă, neînțeleasă de noi pământenii, mi-a spus domnul Solomon, domnul academician Solomon Marcus, că este o idee trăznită de-a binelea, dar se poate considera ca fiind o ipoteză non-conformă. O gaură neagră. Domnul profesor universal Constantin Dulcan, cred că este bine cunoscut, care vorbește despre inteligența materiei. Eu am preluat o idee a dumnealui și mi-am mulțumit mie prin faptul că eu scriu în această carte de faptul că între centurile Van Allen se naște, se construiește la ora actuală prin internet, prin telefon, prin laptop, prin această inteligență, o nouă sferă, o nouă sferă a conștiinței materiei și inteligenței materiei. Sunt foarte lucruri descrise cu argumente legate în această lucru. Și toată această carte, toată această ipoteză are la bază doar trei cuvinte. Prezentul este trecutul din viitor. O să vedeți imagini cu zeul Horus, care are deasupra cel roșu care stă cu sceptru în mână, deasupra are șarpele care își închide coada, este vorba de ouă primordial, răspund prin acest lucru, întrebat fiind ce a fost la început, ouă sau găina. E complicat. Vă mai dau câteva dacă am timp. Prezentul este trecutul din viitor. Ceea ce se întâmplă la un moment, în acest moment, noi suntem și în trecut și în viitor. Totul se întâmplă în tridimensional material în care existăm noi. Nu vom putea ști niciodată adevărul, pentru că adevărul este El, în El însuși, noi suntem în noi înșine și lucrul care puteți să-l facem, îl folosim cuvântul. Sunt două cuvinte. Cuvântul cu litere mici și cuvântul cu litere mari. Dau deoparte biserica, aducem recunoștință, biserica folosește cuvântul ca fiind cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu este cuvântul. Dăm deoparte. Cuvântul este al nostru, a fiecare dintre noi. În momentul când am spus cuvântul și am vorbit despre cuvânt, am vorbit despre existența noastră materială tridimensională. Când a apărut cuvântul? Cuvântul a fost interpretat bisericesc, religios, cum vreți dumneavoastră să spuneți, în anumită formă. Acest cuvânt a apărut în a treia existență egipteană, când, înainte de Moise, că Moise a fost fratele, poate să mă contrazic cu oricine, a fost fratele lui Ramses al II-lea, indiferent de ceea ce se spune prin cărți și ceea ce a învățat la școală. S-a creat și s-a scos din creier o a treia parte a creierului. Creierul nostru uman, pământean, a avut trei, nu emisferii, trei creiere. Capetele alungite aduc argumente covârșitoare în privința asta, descoperite cu miile pe toată planeta, s-a scos acea
parte a creierilor, a treia parte, rămânând la noi doar glanda pineală, care este de fapt ochiul porus, care este de fapt ce spunea bunica Dumnezeu să ordinească, ochiul din frunte care te păzește. Așa o spuneau bunici. Al treilea ochi. Dar, datorită acestui cuvânt, care a apărut și s-a fost preluat mai târziu ca fiind Dumnezeu și Dumnezeu este cuvântul, înainte vremii, în prima existență egipteană și la a doua existență egipteană, nu se vorbea cum vorbim noi astăzi. Limbajul lor era sub altă formă, nu telepatie, pentru că eu în această care voi anulez în totalitate. OZN-urile, extraterestre, zeii, care zeii suntem noi toți. Toți dintre noi, fiecare dintre noi este un zeu. Fiecare dintre noi are trei zei. Doi zei sau o zeiță, sau două zeițe și un zeu. Scriu în cartea asta, sunt 24, are legătură cu cele 24 de voi. Deci zeii din noi sunt zeii din noi, care de fapt noi suntem zei în prezent, care au fost în trecut și vom fi în viitor. Se vorbește despre septimii, se vorbește despre sfinți, se vorbește despre îngeri, tot noi suntem. Suntem cei care de fapt au fost în trecut și suntem astăzi. Unul dintre noi a fost un sfânt, unul dintre noi a fost un zeu din acel trecut. Și vom fi în viitor tot același lucru pe Ouroboros. Acest Ouroboros șarpele care își închide coada nu este altceva decât o cauzalitate a sincronicității. Fibonacci este unul de cel mai mare reprezentare prin spirala logaritmică, care are legătură cu numărul pi, care are legătură cu numărul fi, care are legătură cu egiptenii care au construit mult mai târziu decât cei ce a făcut Zamux pe acest pământ, și așteptăm la 445 telefonul de la Daniel Roxin, imediat și discutăm despre ceea ce s-a creat pe acest pământ este unic, este, nu vorbim despre pământul plat, nu vorbim despre universul plat. Cu toate că aceste lucruri s-au întâmplat la timpul T0, care nu poate fi explicat decât nici de către Big Bang, nici de teoria cuantică, nici de evoluționism. De exemplu, la o emisiune religioasă, la o biserică, spunea Sfântul Părinte că la timpul 2, când a apărut cuvântul, și l-am întrebat, Sfinte Părinte, ce a fost la timpul 1? N-a putut să răspund. Eu răspund ce a fost la timpul 1. La timpul 1 este ce vedeți dumneavoastră pe internet, acele bile de sfere pe piatră, minuscule, mititele, până la 300 de metri. România are astfel de bile de piatră, care au și puișori lângă ele. Alea au fost vii. Este și am adus asemănare cu celula umană și toate celelalte sunt în carte, mă găsesc pe Facebook, în care ceea ce a fost inițial s-a format în prezent, dar de fapt în trecut. Ceea ce va fi în viitor. Ceea ce se întâmplă cu extraterestri, dau un singur exemplu, și când la 4:30 mai avem, mai am timp să vorbesc, la 4... Hong Vien din Vietnam la 4:30 îmi dă telefon și vorbește despre că am fost prieten de facultate, nu intru la amănunte. Și este foarte important treaba asta. Când vorbeam despre prezentul, că este trecutul în viitor, vă dau un simplu, două exemple. Eu sunt prezentul. Părinții, străbunicii mei, o reprezintă trecutul. Copiii și viitorii nepoți care vor fi în continuare reprezintă viitorul. Este unul și același lucru. Noi toți suntem unul și în același unul. Dacă vreți, vorbim despre Sfânta Treime. Cine este prezentul? Prezentul este Tatăl. Trecutul cine este? Iisus Hristos. Cine este viitorul? Sfântul Duh. Și avem prezentul din trecutul în viitor. Este fără discuții. Sunt mult mai multe lucruri. La un moment dat, preotul catolic Lemetră vine și spune, eu vreau să am scris cartea despre atomul primordial, teoria atomului primordial, mult înainte de Einstein. Cineva a râs de el și a spus, ce vorbești dumneavoastră? Asta este un bing-bang. Toată lumea, prin cuvânt, a început să creeze tot felul de teorii științifice. Și s-a creat o întreagă poveste științifică legată de expansiunea Universului, de Universul, de dilatarea Universului, care este un cuvânt. Așa ceva este imposibil după Poincaré. Nu intru în amănunte să dau ce a spus Poincaré despre acest lucru. Despre BNB, ca să poată justifica acest lucru, s-a spus punctul și singularitatea. Și au apărut dintr-o întreagă teorie până dincolo de coante.
că a apărut după aceea cineva și a spus, nu mai e bun. Teoria, nu mai este bună teoria bimbei. Hai să vorbim despre stringuri. Și atunci am zis, la teoria cuantică. Și am inventat stringurile. Ce sunt stringurile? Sunt niște unde, sunt niște cuante care sunt personale. Sunt cuvinte care nu vor da niciun răspuns. De ce nu se pot da răspunsul la toate acestea? Pentru că tot adevărul este el în el însuși. Noi suntem în noi înșine și nu putem să înțelegem ce și de fapt noi suntem. În momentul când ne vom înțelege noi pe noi înșine, vom putea să înțelegem adevărul. Da. Adevărul material de dimensionale ofidean nu se va ști niciodată. Până când ne legăm o leacă și de Biblie, după revelație, eu nu-i spun Apocalipsa lui Ioan, că nu există Apocalipsa, nu există moarte, ci este viață de dincolo de viață. Deci după această revelație, acest noi, care suntem la ora actuală, vom redeveni ceea ce de fapt am fost în trecut. Ceea ce de fapt au fost egiptenii, mult înainte, prin... Și nu mai vom folosi cuvântul. Cine va folosi? Se va folosi telefonul și internetul. Vedem acum pe stradă că toată lumea vorbește singur și unii mai dau și din mâini. Adică vorbesc cu telefon. Vorbesc prin telefon. Aia, acesta se va dezvolta foarte repede. Undeva aici există și că creează, spune medicina, o anumită nanomicronică în celulă, care are legătură cu internetul, cu telefonul. La un moment dat, acea celulă va comanda și discuțiile dintre noi va fi imediată. Am să zic, Emilia, atât îi spun, vreau să spun ceva. Se conectează automat convorbirea exact cum a fost la Dogoni. Acum ați vorbit despre Dogoni. Cine au fost Dogoni? Se vorbește puțin despre ei. Eu vă dau un timp. Gânditorii la Hamangia sunt copii bucățică ruptă după artefactele Dogonii de 20-30 de mii de ani în urmă, exact la fel. Sfânta Marie, a noastră, care o venerăm, este și are pe bătrâna Pământului, care se numea TIT, TIT, bătrâna Pământului. TI însemna Pământ și IT însemna viață. După aceea a venit Adam, care tot Pământ, și Eva, care dă viață. E același lucru. Dar Dogonii vorbea de 30 de mii de ani în urmă. Ei aveau treabă cu steaua Sirius A, Sirius B, Sirius C, din Canis Major, din Cânile Mare, despre care savanții noștri abia în secolul 20 au reușit să spună că, într-adevăr, aceste stele există. Dar ce spuneau vechii dogoni? Că ei au fost creați de nom. Nomii erau jumătate pești, jumătate oameni. De fapt, aia jumătate ochi au un fel de structură din solți acolo care cam se aseamănă cu costumele astea spațiale care sunt al noastre. Cine erau acei jumătate pești? Sunt, de fapt, astronauții noștri care sunt lansați acum în spațiu cosmic. E același lucru, numai sub o altă formă, dar sunt din trecut. Ceva care nu se știe la ora actuală și nu s-a dat publicitate, știu foarte de mult, când eram cu prieten la școală cu profesorul Paraschiv Ioan de la CEO 4, eram abonat la revista Gvant rusească. În 1988-1989 s-a dădus publicitate în cal, în revista Gvant, despre un sarcofag descoperit în Siberia, cu o prințesă, o femeie extraordinar de frumoasă, cu un lichid galben verzui. Prima! Acum o să fie toată lumea, televiziunea este aici, aștept întrebări și contrazice. Prima lansare cosmică făcută de către sovietici cu Laika a fost în acea zeamă, în acel combustibil care se găsește în acel sarcofag. Este foarte curios că cunoști și tac și fac. Americanii vorbesc despre multe lucruri, lună, au ajuns la mine pe lună, eu pun semnul întrebări la fel și multe lucruri, pentru că la ora actuală se vorbește de Pământ, se vorbește despre harta Peter și harta Mercator, care sunt false. Singura harta adevărată este harta Pirineis, 1600, amiralul grec. De unde știa despre amănuntele, este cu totul acela. Deci hărțile Peter și Mercator, care învățăm la școală, sunt false, greșite pentru interpretare. Globul pământesc este un gongoloid, este un chetroid, are forma de geoid. Este cu totul altceva. Nu e rotund, nu are niciun nivel, e mult, mult mai complicată chestiunea de unde provine acest geoid, explic în această carte care se numește Ultima Civilizație, care a apărut la editora Econ din București, editor internațional și sunt mândru de această lucrare, pentru că cred că voi intra undeva în lumea aceasta cu ceea ce scrie aici,
pentru că aici Stichin nu mai are dreptate, Van Daniche nu mai are dreptate, pentru că se speculează anumit cu extraterestri. Nu a existat extraterestri. Nu a existat planeta Nibiru. Nu a existat Septimius. Nu a existat Pământul care a fost în același timp atunci, ceea ce este și astăzi. Marte este o poveste cu omul pe Marte. Ceea ce va fi, va fi cu totul altceva, dar nu vom fi noi pe Marte. Este doar așa, să ne aflăm în trebă să cheltuim miliarde de dolari pentru o invenție a noastră pământană, care de fapt a fost în trecut și de fapt e același lucru ca și în viitor. Lucrurile sunt mult mai complicate decât cred eu. Ar trebui să dau totuși cuvântul invitaților de astăzi, să ne spun măcar două, trei cuvinte, să nu vorbesc numai eu, pentru doamna profesor, două, trei minute, că timpul este până sună. După ce sună, îl invităm pe domnul profesor universitar Ștefan Tinor, după ce sună așa, domnul Răcior, dumneavoastră să aici. De acum puteți sta așa, nu nicio problemă. Da, mă scuze, obțină. Doamna profesor, aveți cuvântul. Eu vă mulțumesc de invitație și sunt deosebit de impresionată de teoriile dumneavoastră. Mă simt onorată că sunt aici și că aveți un public atât de amator, de interesat de aceste, cum să spun eu, parcă progrese în știință, punctul dumneavoastră de vedere. Ceea ce va determina probabil să mă invitați este una din lucrările mele, din cărțile mele ușor fanteziste, în sensul că iubirea atât de pământeană între doi tineri va fi totdeauna perpetuată undeva și în cosmos. Sunt doi tineri care undeva încearcă să se izoleze de societatea actuală omitească și găsesc mijlocul de a vorbi de pe o planetă pe alta. Întârzie până și acele teleplanete care trebuie să-i înleslească întâlnirea. Dar vă spun, teoriile acestea sunt foarte interesante și este foarte bine că încercăm să dezbatem cât cumva și cu cât sunt mai fanteziste aparent teoriile, cu atât se pare că au rădăcinile mai adânci și cu undeva mai realiste. Categoric, trecutul este cumva prezentul, dar și viitorul, așa cum totdeauna când avem un gând, o idee care ni se pare că ne aparține, este din totul și din totul altă parte venită. Așa că vă felicit pentru lucrările dumneavoastră, pentru provocarea care ați făcut-o. Preiau în ceea ce spuneam că prezentul este trecutul din viitor. Poezia, și vreau să spun că eu nu scriu poezie, eu scriu versuri. Poezia are trecut, are prezent, are trecut și viitor. Poezia este în prezent când o citești, dar are trecutul prin imaginația autorului și a scriitorului, iar viitorul este al criticilor care vorbesc despre acest lucru. Versul pământenii. Ikebama. În universul meu, pe galaxia mea, s-au adunat prea multe comete, sunt amintiri și teorii, sau poate numai ipoteze, dezonornate, macroscopice sau microcosmice, mă rătăcesc printre formule, mă obosesc, mă găsesc tare, o greșeală mă chinui mai tare, schimbări sunt urgent necesare ca planeta mea să ne reînvie iară în galaxia căii la cheie. Așa. Ceea ce este o curiozitate pentru lumea, chiar pentru România, este vorba de poemul Mileniu 3, Epopea Universul, care am scris-o în 30.000 de versete, care conține 7.000 de catrene, 12 volume, care reprezintă existența noastră material tridimensională euclidiană undeva de acum 2500 de ani încoace. Nu vorbim despre Ramaya Mahabharata. Nu vorbim despre Vedriga, nu vorbim de numai Eliști, care sunt poeme mult mai vechi decât toate. Poemele acestea sunt vizionare. Nu au niciun înțeles astăzi. Dar peste 100-200 de ani cineva să întrebe. Deschidem întrebări și citim. Peste acele corunși născute sub luna cea neagră, din lanțul luminii și a soarelui vor fi iar eliberați, liniștea din jur este schimbată de un asteroid care va clona din nou sufletul celor mumificați.
Cei ce au lumina de la soare se vor resemna, căzând șagoneseala prerăvașe bine ticluite, cei cei doi cu ce și cei cei doi cu u, care s-au închinat, celui care fără de milă s-a aruncat în Hades. Un timp de timpuri cu belul cel nu va fi văzut, timpuri de vremă vor fi văzute fiecare zi, pământul va fi uscat și încă va rămâne, zăpeți vor fi când acestea nu vor mai fi văzute. Atunci populația înrobită de minciuni preasfinte, de bobocul chel care captivitate va ajunge, slăvit va fi în viitor de cei mulți idioți la cap, mulțimile de jos vor găsi doar praful din pungă. Nu fără aplauze. Astronomii. Este volumul 2 de la Impostorii, în 2014 am zis volumul Impostorii. Volumul Astronomii este volumul 2, este un pamflet, de așa am spus că sunt Ianus Mioț Zapata, pentru că aduc pamflet la existența mea de cadru didactic, care am lucrat în învățământ 44 de ani, pe prietenii laud, pe dușman și pe răuvăitor cu pile, cu afaceri, cu bani, cu agenții lui Iuda, îmi bat joc de ei prin pamflet. Și s-au recunoscut, unii dintre ei se vor recunoaște și aici. În această carte se vorbește despre astronomia din România, a profesorilor adevărați, care au făcut onoare României prin olimpiadele naționale și internaționale, prin Petrică Crăciun și prin toată lumea care este. Ăsta este altul. Și șocuri didactice, șocuri școlare. Este tot un pamflet în care vorbesc, scriu amintiri dinainte de 89 și după 89. Și începe povestirea așa, chipasă pe să trop cu bocul. Cine gândește puțin, sunt șalamane. Este o poveste legată de Liviu Pancu, regizor, prim regizor la Teatrul Scena din Târgu Mureș, care la o oră de matematică mi-a luat să luăm în două pentru nu știu ce și nu știu cum. Scoțându-l la tablă și așa. Dar tovarășii dirigente, așa este, l-am uitat că e vorba de caietul de teme, l-am uitat acasă. Face el ceva, vorbește despre... totuși, nu am timp, dar... e vorba cu desenatul elipsă la tablă și am desenat-o bine, tovarășul profesor. Domn dirigente, știu că este desenată rău. Ai construit-o destul de bine, spune profesor, dar acum că mi-ai spus câteva elemente. Da, știu, am înțeles regelul Kepler, traiectoriile planetelor, dar mie nu-mi sunt de folos. Dorința mea este să ajung la teatru. Dar spuneți dacă am desenat-o, arată ca o crastavete și seamănă bine ca o comiată. Nu este așa, tovarăși profesor. Dar ca să fie o comiată ar trebui să aibă și coadă. Eu, ca profesor, m-am amuzat totdeauna de perspicacitatea și talentul lui. Și îi răspund, Caragiale Monșer, prelegere populară, Marius Cicoschi Rostogan, Caragiale Monșer, răspund un 7. Profesor, sunt dați către casă și continuăm. Este nota corectă 7 pentru colegul vostru? Sper că da. Are cineva de comunicat ceva? În clasă începură discuțiile și șeful UTC al clasei luă poziția de drept și se adresă profesorului cu tonul voce pe care trebuia să o afișeze un viitor om politic a societății socialiste multilaterale dezvoltate și înaintată spre comunism. Noi colegii, noi clasa, toată clasa, credem că Liviu, colegul nostru, să primească măcar o notă de 8. S-a cam încurcat el la rezolvarea problemei, dar totuși, tovarășe profesor, ar trebui să vin. Din clasă se auză mai multe voci. Nu? Mă, da. Vorbește? Alo! Gata. Dan Vieng din Vietnam. Bună ziua, domnului! Bună ziua! Eu TIT la Roman. Alo! Eu TIT la Roman. Vorbești, da. Dan Vieng. Da. Auziți și mine, da? Da. S-aude? Da, bună, da. Vă doresc bun succes la Chibuzion. Mulțumesc, Vieng. Versul pământenii, versul pământenii Vietnam. Da. Și cu cimbonul acesta îmi amintesc bine anii de facultate la Iași. Da? Prietenia noastră de vesnică. Mulțumesc frumos! Ne vom revedea pe Facebook. Mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc mult, da? Da. Da. Pe care au liste. Nu. Da! La revedere. Suntem prieteni din 67.
Am trimis, anul trecut am trimis această, am trimis volumul și le-a plăcut la vietnamezi că se traduce această carte și va fi tipărit în vietnameză de către colegul meu, care și el e scriitor, cu toate că a făcut matematică la Iași, ca și mine, și tot profesor de matematică în Vietnam și toate celelalte care sunt. Domnule profesor, universitar Ștefan Tihon din Republica Moldova, aveți cuvântul și noastră vreo 5 minute până la 4:45 când vorbim cu Daniel Roxie. Dacă sunt Donald Trump. Ce ne? Donald Trump, nu gândeam. Putin. Da. Ei sunt într-o dispută cu cei din Coreea de Nord acum. E altă problemă. Caritate. Stimate domnule profesor, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a veni la acest eveniment extraordinar, unde, în primul rând, am trecut prin locuri pe care le cunoșteam din ce citisem, din Creangă, din alți autori români, locuri încărcate de istorie și încărcate de istoria noastră comună. Și afară de aceasta, am prilejul, pentru care vă mulțumesc, să fac cunoștință cu oameni atât de minunați care sunt aici în sală și care vă stimează și vă adoră. Și pot eu să vă spun, bineînțeles, eu sunt de formație fizician și astronom, dar aici sunt niște idei care mă depășesc. Aș vrea să remarc cu un lucru. Eu am stat și am numărat câte cărți sunt aici. Și am numărat 7, eu nu știu, care sunt lansate în 2018. Este un lucru extraordinar. Să lansez dintr-o dată 7 cărți, eu prima dată particip, iau parte la astfel de eveniment. Asta vorbește de cheia dumneavoastră de muncă e extraordinară. Nimai vorbim de ideile aceste, toate cărți sunt pline de idei, care bineînțeles că nu putem să le înțelegem și să le asimilăm aici, în momentul acesta. Dumneavoastră nu știu în cât timp le-ați scris, dar eu cred, eu personal, dacă aș lua aceste 7 cărți și să le analizez și să le asimilez, nu știu dacă mi-ar ajunge vreo 5 ani. Referitor la cartea, bineînțeles că mai aproape de domeniul meu de activitate actuală la Institutul de Chimie al Academiei de Științe, bineînțeles că eu nu sunt chimist, dar la Institutul de Chimie avem și un laborator, așa se numește, un laborator științific, unde se face fizică teoretică aplicată în chimie. Și eu, fiind mai mult teoretician decât practic. Și iată sintagma aceasta că prezentul este trecutul în viitor. Îmi amintește de activitățile mele cu colegii de la Academie de Științe. Noi vorbim despre reversarea timpului. Reversarea timpului. Deci noi știm că timpul curge într-o direcție. Dar iată, în fizica teoretică și în astrofizică, se poate teoretic de obținut reversarea timpului, deci evenimentele se curg în sens invers. Și iată, sunt curios să citesc această carte și să văd dacă nu că sunt ceva tangență cu reversarea timpului, exact. Să spuneți dumneavoastră. Exact. Da, pentru că la prima vedere este, pentru mine este foarte greu să concep că prezentul este trecutul din viitor. Din viitor, nu al viitor. Din viitor. Așa, așa. Din prezentul viitor. Este trecutul din viitor. Din viitor. Din viitor. Deci, se pare parcă acest trecut deja undeva a fost și el vine la noi din viitor. Din prezent. Deci, acolo s-a ajuns înainte de noi, în acel viitor. Suntem acolo, departe. Da. Și se întoarce la noi. Suntem și noi vedem aici în prezent. Deci este greu de înțeles
așa din prima, la prima vedere, dar eu cred că trebuie să... Eu vă urez sănătate multă, domnul profesor. Mulțumesc că răspundeți la telefon. Suntem la ora actuală în plen la desfășurarea lansărilor de cărți. Dacă pentru romașcani, care suntem undeva în Moldova, aveți posibilitatea să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră, despre Dacia, despre civilizația noastră dacică, etc., etc. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Mulțumim. O importanță pe care ar trebui să o țineze fiecare român, deoarece ei sunt principalii noștri strămoși, chiar dacă, sigur, poporul românească este rezultatul și altor influențe, nu numai cele care vin de la Gendodaci. Sigur că istoria Gendodaci nu este importantă pentru că noi ne propunem sau ne dorim să trăim în trecut, ci pentru că ei sunt o parte importantă din ceea ce poate să definească identitatea noastră națională într-o vreme în care există o criză de identitate cât se poate de clar. În primul rând, cred că este important să avem grijă și să selectăm informațiile, pentru că pe internet circulă foarte multe prostii și exagerări despre civilizația cetodacică, care creează foarte mult rău adevărului istoric. Dar, în același timp, pot să vă spun cu certitudine, bazându-mă pe izvoare istorice, pe descoperiri arheologice, că sunt o serie de lucruri pe care eu le consider spectaculoase, care au legătură cu istoria cetodacilor și pe care eu sunt absolut convins că românii ar trebui să le cunoască și să conștientizeze că este foarte important să cunoască aceste lucruri. În puține minute pe care le-am la dispoziție, aș punta câteva aspecte foarte importante, câteva momente ale istoriei, așa ca într-un fir roșu care pleacă din antichitate și ajunge în zilele noastre, ca să înțelegem mai bine de ce cultura cetodacilor sau tracul cetodacilor este atât de importantă pentru noi. În primul rând, aș sublinia faptul că în antichitate izvoarele istorice vorbesc de faptul că transocetodacii au fost cel mai numeros popor al Europei și al doilea după Indii, adică după Indie, la nivel mondial. Este greu de crezut că cel mai numeros popor al Europei s-a neanchizat, a dispărut și că o mare parte din Europa de astăzi nu este expresia culturii acelui străvechi. Mergând mai departe în timp, aș spune că cultura greacă, marea cultură greacă, a fost major influențată de traci, iar grecii antici recunosc acest lucru. Izvoarele istorice concernează numai puțin de 100 și subliniez 100 de zeități și de eroi greci care sunt de fapt împrumuturi din tradiția tracă, din mitologia tracică. Să nu uităm că în istoria antică avem câteva personalități remarcate și mă refer la poetista, în primul rând, care a reușit în urma unei apile politici și, desigur, și prin intermediul armelor să unifice neamurile tracocetodacice într-un regat de câteva ori mai mare decât România de astăzi, o putere militară pe care a dat poetista comparabilă cu a Romei Cezar, motiv pentru care a și fost respectat și temut de către romani. Mergând mai departe în timp, 150 de ani, ajungem în vremea lui Decebal. Cunoaștem deja
povestea războaielor dacoromane și rezultatul acestuna. Este important să vă subliniați faptul că după împângerea lui Decebal, Traian finanțează un program iconografic extraordinar, extraordinar fără precedent în arta romană, prin care nu numai că se construiește columna lui Traian, în care avem reprezentarea dacilor și a războaielor dacoromane pe nenumărate pasuri de piepuri, dar avem, grație, știm acest lucru, grație istoricului Leonard Bercescu, care a identificat numai puțin de 100 de statui de daci care se găsesc astăzi. Mulțumim, mulțumim mult, domnule Roxin. Mă auziți? Din Roma până la Ierusalim, Copenhaga, Paris și așa mai departe. Mă auziți? Mulțumim mult, domnule Roxin. Alo. Care s-a concretizat în lucrarea lui de doctorat, doctorat obținut la Sorbona, cercetare pentru care de altfel a și primit premiul în Academie Română în urmă cu câțiva ani. Cum să nu mă aude? Peste toate, și vreau să mai poate să mai spun ceva în legătură cu programul iconografic realizat de Traian, el ne spune ceva. Pentru că dacă Cetodaci a fi fost un popor minor, o cultură minoră, nu s-ar fi obosit împăratul Traian, chiar și comisia care a șefuit cantități imense de aur și argint pe teritoriul Dacii, să fie reprezintă pe cetodaci. Faptul... Scuze! Nu vreau să mai prelungesc discuția acolo, pentru cei ce vreau să regăsim în cartea în ultima civilizație, vreau să spun că ceea ce am avut noi în România, cu multe milenii în urmă, este vorba de aurul monatomic care este radioactiv, o să supere multul lume, nu o să-mi aduc argumente împotrivă, aurul monatomic la Roșia Montană și în altă parte, radioactiv, cum este uranul și plutoniu, care îl avem noi toți în organism, care este în glanda pineală. Și această centrală nucleară a noastră funcționează pe spirala logaritmică al șirului Fibonacci și când această fuziune nucleară a aurului monoatomic dispare, dispărem și noi fizic din punct de vedere material, dar existența noastră continuă în privința aceasta. Aceasta este problema cu dacii care au folosit acest aur monoatomic și apoi au fost folosiți de către egipteni. Mult mai târziu decât ce s-a întâmplat în Salmisegetuza Regia și s-a întâmplat în Carpați. De asemenea, lucrurile acestea sunt mai complicate decât credem. Dar aș vrea să-i dau cuvântul domnului profesor Nașiu pentru 3-4 minute. Eu am să încerc, nu să fiu, să zic, adevărul întotdeauna este la mijloc. Problemele discutate și prezentate în cărțile domnului Tihon acoperă un domeniu vast. Eu, de 40 de ani cercetător la Academia de la Agenția de Tehnică și Tehnologii Militare, m-am uitat prin biblioteca mea și am răsfoit câteva cărți, le-am re-răsfoit cu ocazia scrisii de mari personalități. Spațiu, timp, univers, Cartea Infinitului, Hawking, originea Universului, un univers într-o coajă de nucă. Nu are rost să vi le citesc pe toate, astea erau minimul care l-am re-răsfoit ca să pot să zic câteva cuvinte acum pentru dumneavoastră. Primul lucru, cineva zicea, pământul sau terra leagă în omenirii. Dar altcineva venea și zicea, câți dintre noi ar vrea să trăiască toată viața în leagă? Parcă vrem să ne ridicăm cumva din leagă. De aceea, iubesc pământul, sunt pământean, dar parcă n-aș vrea să stau toată viața în ghilimele, stau că lucrurile evoluează cu pași mici, cu timp mici. S-a amintit aici de triburile Dogon. Spre norocul meu, eu am fost și am cunoscut ceva din triburile Dogon. De fapt, sunt niște triburi rămase prin fosta voltă superioară sau Congo-Novo, cum îi zice. Într-adevăr, au niște tradiții și niște elemente puțin mai ciudate. Universul acesta închis cu totul în el și în exteriorul lui, ca să nu zic altfel cu cel trecut, prezent și viitor descris anterior, este ca și când ai vrea să cumperi o casă. Dacă nu vrei să apelezi la încrederea în alții, trebuie să vezi cu ochii tăi. Ca atare, o vezi în interior, trebuie să o vezi și în exterior. Ca să o vezi în exterior, nu faci altceva decât să ieși pe ușă sau pe fereastră.
mai puțin probabil prin zid. Deși unii încearcă să treacă și prin zid. Deci, al doilea element care vreau să... O teorie este coerentă, congruentă, cum vreți să-i zicem, matematic, când are cât mai puține ipoteze. Dacă s-ar putea unul, nu s-a construit nicăieri în lume vreo teorie cu ipoteze zero, se tinde spre una cu, și în fizică și în matematică cu o singură ipoteză. Fără ipoteze nu se poate, dar din ce are nici mai multe ipoteze, nu mai are teorie, nu mai are congruență, nu mai are nimic. Vorba lui Topârceanu, Mișu Stan Popescu vrea să divorțeze, luând prilej de vorbe și de ipoteze. Eu am creat și teorii matematice în cei 40 de ani de cercetare. Matematica permite orice. Până acum, matematica era cu un pas în urma fizicii. Acum, elementele apărând, computere și tot ce vrem, iar lucrurile se schimbă. După aceea vine marele Gödel, care demonstrează elegant că nu există o mulțime a mulțimilor. Mai exact, dacă aș veni cu un balon în care aș închide totul, ar rămâne ceva în exteriorul balonului. Și ar trebui să vin cu un alt balon care să închidă și acea complementară. Dar ar trebui să vin cu un alt balon și așa mai departe, deci aș tot veni cu baloane. Și aș rămâne mereu într-un balon al lui domnul Tihon. După tot domnul Gödel în ghilimele dă un exemplu și mai simplu. Am cărțile într-o bibliotecă și mă apuc să fac un opis al cărților respective. Opisul ăla e și el o carte. Ar trebui să vin cu un nou opis care să cuprindă și opisul. Deci teoriile care se prezintă sunt vaste, sunt ipotetice, sunt cu grame de adevăr și neadevăr, dar foarte greu de verificat. Mulți, mulți ani, multă, multă apă va curge și pe Dunăre, și pe Dâmbovița, și pe alte râuri, așa până când se vor construi metodologii care să demonstreze ceea ce prezintă domnul Tihon. Eu spun că nu sunt adevărate, deci nu, nu pot, nu, eu nu sunt ăla care cântăresc adevărul. Einstein la o discuție cu Chaplin, așa, după un film al lui Chaplin, Einstein îl îmbrățișează și zice, toată lumea te-a înțeles, o să devii mare. Chaplin a răspuns, dumneavoastră ai construit o teorie și nu te-a înțeles nimeni și ești mai mare decât mine. Eu ce aș putea să zic? Să așteptăm timpul care nu știu dacă există sau nu există, e foarte greu. Solomon Marcus, prietenul domnului Tihon, a scris o câteva sute de pagini într-un tratat despre timp. L-am răsfoit, nu mă pot lăuda că am înțeles chiar totul. Totuși acolo se susține că nu timpul e elementul care curge, ci procesele și fenomenele. Noi alunecăm pe el și nu el peste noi. El își urmărește drumul. Eu încerc să mă opresc aici, să vă mulțumesc. Cine vrea mai multe detalii, putem discuta. Pentru că în această lume există și interesați de astrologie, cu toate că eu în cartea prima, ultima civilizație, astrologia a fost inventată de la Moise încoace. Sumerieni, babilonieni, Alo? Da? Bonjour, bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites? Parlez-vous? Thank you for allowing me to speak to the part of your international symposium. Oui. I would like to congratulate you for your latest book, Blackmanization, Made a Role for New Liberal Canada. We wish you and all the participants as part of the 100 years from the Great Union. Congratulations and we wish you best wishes and the success with this upcoming discussion for tomorrow. Oui. Did everybody hear me? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Thanks. Un bonsoir. Merci beaucoup pour notre activité. Vive la Romanie! Vive la Romanie! Bye-bye! Au revoir, au revoir. Mulțumesc frumos! Dacă a transmis felicitări pentru activitatea de astăzi, pentru că este centenarul Unirii, ne-a rugat să facem tot ce se poate ca această Unire să facă în acest an care este și centenarul Unirii. Asta a fost limbajul, transmisia care a fost... Avem Basarabia, nu intrăm în politică. Politica nu va face unirea. Dacă noi nu vom vrea să facem unirea, acest lucru se va întâmpla. Pentru că eu unul și dumneata și dumneata și voi toți sunteți patria mea. Dacă dumneata și eu împreună nu facem patria mea care este împreună cu noi, nu vom face nimic. Vorbeam de astrologia mileniului 3. Deci am spus că această astrologie a fost inventată și a apărut după Moise încoace.
Cartea lui Enoch, care e considerată apocrifă, nu vorbește despre astrologie. Sumerienii nu vorbesc astrologie, babilonienii nu vorbesc astrologie, dogonii nu vorbesc că știau de Sirius A și Canis Major. Totul a fost inventat cu un anumit scop, pentru a se crea o formă de existență prin cuvânt. Există cuvânt cu litere mare și cuvânt pe litere mică. Dar calendarele, gregorian, iulian și toate celelalte care au fost, nu sunt acceptate de știința actuală. Nu sunt acceptate din punctul meu de vedere. Pentru că aceste constelații cerești, care sunt pe banda zodiacală și Pământul are o mișcare de rotație în aproximativ 26.000 de ani, e vorba de precesie, 26.792 de ani, care sunt cele 13 constelații. Constelația Ophicus a fost dată afară din zodiac, pentru că ea reprezintă pe Asclepios. Asclepios cu impotent. Asclepius se umblea cu caducelul și cu șarpele încolăcit. Religia nu a avut treabă și nu recunoaște șarpele, care, nu știu, a fost cu pomul, cu mărul, Eve și cu toate celelalte. Deci este simbol, cum se cheamă, doamne, simbolul ăsta care sunt considerate? Nu am sfârșit, nu vine cuvânt. Deci e un simbol păgân. Este simbol păgân, precum și cartea lui Enoch, este o carte apocrifă. Dar toate ce are totuși astrogramele, horoscopele la televizor, are oarecât de influență, pentru că dă o stare de bine fiecărui om dimineața sau seara când citește, pentru că de rău nu prea se vorbește sub nicio formă la horoscopul ăsta. Eu, în această seară, la ora 19, pe postul de televiziune, CNS, cred că am voie să spun lucrul acesta, pe postul de televiziune am arătat cum se face horoscopul aruncând niște pietre pe banda zodiacală. Și am făcut horoscopul pe pietre adunate pe stradă. Și am spus fiecare zodie câte câteva cuvinte. Am să fiu judecat, nu ești. Sunt 13 zodii. Ophicus, care este între scorpion și săgetător, este dat deoparte, pentru că este păgân. Îi vorbim de Asclepius. De ce au scos astrologia veche? Și în afară de acesta, la orizont, la ora actuală, nu mai este soarele în berdec. În echinocțiu, la prima, este pește. Deci zodia pește. Suntem cine zice că e berbec astăzi, de fapt este zodia pește. Cine spune că este pește, de fapt este vărsător, datorită mișcării de precesie. Această mișcare de precesie sunt în cicluri. Ciclurile sunt de 5125 de ani. Suntem în al doilea ciclu acum. Mai sunt încă 3 cicluri de trăit în această formă și ea de la capăt prin prezentul care este trecut în viitor. Sfinxul este orientat către zodiile acestea, cele 13 zodii de pe banda zodiacală. Este complicat. Această carte nu este decât un ghid în care spune și reprezintă. Mai este ceva. Toate simbolurile care sunt prezentate în mass media, la televizor și în alte parte, pentru pești, pentru berbec, simbolistica aia este total greșită. Pentru că la bază este cerbul, este săgeata, este crucea, este linia verticală, linia înclinată și linia orizontală. De exemplu, la vărsător apare acolo niște ani. Vărsătorul este format din 3 semicercuri la vărsător. Taurul este format dintr-un cerc și un semicerc. Și așa mai departe. Toate alea, nu mai vorbesc de simbolistica de la leu, de la fecioară, sunt total greșite. Pentru că această simbolică fiecare reprezintă, de la sumerieni încoace, reprezintă anumite lucruri despre fiecare liniuță. Dacă e orizontal, dacă e semicerc, dacă e cerc și așa mai departe. Și sunt trei tipuri de interpretare zodiacală. Este zodiacul galactic, este zodiacul tropical, cineva o să spună, tropic sau tropical? Atenție, între tropic și tropical este o mare diferență. Și zodiacul ăsta care se folosește de la egipteni, care este depășit de 3.000 de ani. Credeți, este bun, ne încântă dimineața când ne mai spune că hai să câștigi o punguță de bani, hai să ai o sănătate și o iubire și așa mai departe și așa. Și cu plăcere, atâta discuția a rămas. La această... Mulțumesc, doamnei, doamnei doctor, profesor, și trebuie să ne rugăm, mă ajutați. Primiți din partea noastră steluța. Mulțumesc mult! Onorată sunt, vă mulțumesc! O diplomă in honoris.
o punguță în care să vă mai dosiți mânuții de la pensie. La pensie, care sunt așa cum sunt. Și mai sunt niște lucruri în această, în această mapă care vă oferim cu dragoste. Eu vă mulțumesc pentru onoarea care mi-o faceți și mă bucur nespus că am putut să fiu astăzi aici. Vă rog frumos! Activitatea nu s-a terminat astăzi pentru că este legătură cu simpozionul. Vă invit de aici, sau mai stăm câteva minute, o jumătate de oră acolo, la ceva frugal, vă invit la liceu cu program sportiv, unde va fi cina cea de taie, adică va fi o masă festivă pentru toată lumea. Acolo ne întâlnim și cu astronomi, până la ora 9, dacă încerc senin, vor fi telescoape pe terenul sportiv și vă între timp până acolo, când ajungi la cantină, veți vizita planetariul mobil, care este tot la liceul sportiv. O să fie planetariul după aia, că e prea lumină. Sala nu s-a făcut. Da, după muncă, să știți, măcar să-l bat. Seara, așa. Și vreau să spun că sufletul acestui planetar este domnul profesor de la observator, pensionarul dumneavoastră, la observatorul din Suceava, mai sunt și alte personalități, este domnul astrofizician Virgil Scurcu, dar vedeți mâine la simpozion, aici au fost la sală de car. Vă invit, vă rog, nu refuzați invitația la liceu la cantină. Acum mergem. Vă rog, acum. Vreau și eu să spun ceva. Vă rog. Nu vreau să rămân datoare. Da. Așa? Am scris și eu două cuvinte, cum și tu ai făcut la mine ieri, alaltăieri, și zic așa, sfat amical se cheamă. Fiindcă noi ne cunoaștem de o viață. Doamna Fogel. Așa, Fogel mă gândeam. Da, nu, să știu, am fost colegi de plasă. Da. Aerian cu capul nori, tu lupți cu aștere în univers, distanța în mii de ani măsori, nu obosești de atâta mers? Pe calea laptelui, stați că mai am un puțin, pe calea laptelui pornești, cu carul mare să te întreci, dar lasă stelele în povești cu meteorii să petreci. Tu, dragă Tit, coboară o clipă cu pământenii să vorbești, că de pe timp, că de pe-a timpului aripă, tot între oameni obosești. Mai am fost corect de liceu și de asta mi-am permis, scuzați. Câteva minute alături, nu-i ce ne știi ce, n-am pregătit, pentru că îi băie vin la liceu sportiv, la cantină. Acolo nu e.